Bună ziua, vă invit la un iaz natural la mine în grădină. S-a format în cam 2-3 zile, singur el. Adâncimea este cam de o mână. Ninge foarte bine, iar în curând o să îngheți și o să fie un patinoar excelent. Salutare fraților și bine au găsit pe acest canal. Cu voi Lucian și astăzi facem un nou vlog. E bine, după cum puteți observa, am un iaz natural în grădină, iar precipitațiile deja nu se mai termină. De o zi întreagă tot ninge și plouă. Tata spune că precipitații încă mai trebuie. Iar aici avem un măsurător, un cluviometru care arată apa. O plouat 70 de litri la metru pătrat. După cum am spus, nu s-a auzit pe cameră, telefonul mi se blochează din cauza plinsorii. Voi încerca să filmez ce aici pot. Cad. Vedeți? Și ploaie și fulgi. Plecăm să luăm niște semințe de porumb. Mai zice la noi, aici după cum putem observa, bandiții, tâlharii dorm. O rățușcă cu mama șade în gâștele. Ei, gâștele bucuriei mare, numai ploaie și ninsoare. Opa! Nu trebuie. Ok, am luat semințele de ploaie. Aici pregătim mâncare pentru purce, cușile vom da și lor. Vreau, domne, și aici. Ah, mă fac pe mână, tata. L-am mișcat și apa se scurge. Ah. O, ce vorbești? Dăm grăunțele mai pe sus pe aici. Eu așa te-a filmez găleata în cap, nu mi-e ating. Iazul meu se formează încet acolo. Porci. Am o stai, dar v-am dat mâncare. Aici avem pe pofic. Pofic. Hai să faci bani în iaz, vei? Dacă țineți minte, aici, unde v-am arătat iazul, am pus, am sădit usturoi. Sperăm că poate să iasă aici. Ninge de dimineață, dar zăpada încă este. Rățușca cu mama. De o leac să ne încălzim și noi cu dâns. Mă, bună seara! Muc! Țiganașii. Și, igiene în fân. Aici este semința de bostan uscată deja. Aici am pus să se usuce și pe azi. Focul deja s-a stins. Va trebui să o iau și să o pun la loc. Aici avem niște bostan care îl radiem prin rozătoare pentru porci, dar persoanele care au strâns bostanii le-au înfipt cu un cuțit și după cum puteți observa, fix în zona unde le-au înfipt, se strică. Acolo avem unul fix la fel. E că unde nu e înfipt deloc, sunt sănătoși și frumoși. Dar unde e înfipt persoanele respective, deja se strică. Ok, am venit să resetăm pluviometrul, aruncăm apa ca să nu înghețe la noapte. Vai, ce frumusețe! Iudă telefonul. Ok, îl avem și pe tata, salut tata! Salut, salut! Am porit la animale și plecăm în casă la cald. Cum tata pleacă în casă, eu mai filmez câte puțin și acum și intru. El e tare muncitor la tata, el rămâne să mai părăiască, să mai vadă unde am dat, unde n-am dat. Vedeți că îi cunoaște. Acum și plec la el și ala să mă scald. Ta, vii cu mine? Haide, măi! La șeptelici este hramul
21 noiembrie este, tata, așa? La noi trebuie vie hamare, avem țuică, vin, vin alb și vin roșu. Țuică din ce este, tata? Din prune. De această cauză este așa tare. Da, am gustat-o. Abia aștept să guste fiecare în parte. Cum eu le gust când scot cu furtunul, dar mai frumos din pahar. Am revenit la porci. Săraci, nici în prezent nu știu ce s-a întâmplat cu fratele lor. Am vrut să filmez un video frumos, dar din cauza regulilor noi de la YouTube... S-a dus la război, corect. Din cauza noilor reguli de la YouTube, nu-mi permite să filmez asemenea chestii. Voi încerca data viitoare, dar risc mari chestii. După vreo 10-15 minute, s-au lăsat și ninsorile și ploaia, țâi foarte încet și mărunt. Și cred că cam acesta a fost vlogul. Eu sper că v-a plăcut. Cu voi a fost Lucian Geban. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Și ne auzim data viitoare. Salut!